Salutare, prieteni! Mă bucur tare să ne regăsim la o nouă ediție a emisiunii Vot pentru Cluj, Vot pentru Negreni. Invitații mei de astăzi sunt doi reprezentanți ai comunității locale. Este vorba de primarul acestei comune, Dorin Constantin Manea, și de viceprimarul Daniel Vlad Nistor, ambii candidați PNL la alegerile din data de 9 iunie. Mă bucur tare mult că avem ocazia să ne revedem aici la Via Cluj TV. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim frumos că ne-ați reinvitat la dumneavoastră în studio și că avem ocazia să ne expunem ideile și proiectele pentru această campanie. Vorbim de o comună care s-a schimbat foarte mult în bine în ultimii ani, o comună care a știut să atragă bani europeni, bani guvernamentali, alte finanțări nerambursabile care au dus la concretizarea unor obiective despre care vom vorbi în curând în această emisiune. Știu că am mai vorbit în trecut despre sumele care au fost atrase. Domnule primar, cam la ce sumă în total în cei 16 ani de mandat putem să ajungem în Negreni? Este o chestiune relativă, niciodată n-am făcut un calcul precis, dar credem că din toate sursele de finanțare guvernamentale europene, de la Gal Poarta Transilvaniei, de la Consiliul Județean și așa mai departe, ne apropiem de 100 de milioane în cele patru mandate. Cu siguranță că fără aceste proiecte am fi rămas oarecum la stadiu de imediat după Revoluție, pentru că singura investiție majoră care s-a făcut în comuna Negreni a fost Casa de Cultură din satul Bucea, deoarece undeva la începutul anilor 90 această veche Casă de Cultură a fost dusă de apele învolburate ale Văii Făgădăului într-o rupere de nori și atunci un grup inimos de localnici din satul Bucea a cumpărat un teren și au început cu un proiect nou, edificarea Casei de Cultură. Noi l-am preluat în 2008, am continuat prin fonduri guvernamentale modernizarea acestuia, iar acum în PNRR avem prinsă o finanțare europeană pentru modernizarea și eficientizarea energetică a acestui obiectiv. Este doar un exemplu. Adică la nivel superior. Unde ați ridicat și în Negreni? În Negreni, de asemenea, am ridicat căminul cultural tot prin Compania Națională de Investiții, l-am extins. Acum avem de asemenea finanțare europeană pentru eficientizarea energetică a acestuia. De altfel, și școlile din comuna noastră, acolo unde se face învățământ, sunt cuprinse în același program PNRR și vor beneficia în acest an și anul viitor, trebuie să încheiem până în finalul anului 2026, de fonduri europene. Dar nu numai atât construcțiile în sine, cât și actul de învățământ este mult îmbunătățit prin faptul că vom beneficia de acel program național prin care se va schimba mobilierul în toate sălile de clasă, dotarea laboratoarelor, table interactive, aparatură pentru scanere, pentru copiatoare și așa mai departe. Imprimante. Imprimante, tot ce e necesar. Domnule viceprimar, dumneavoastră ați fost profesor înainte de a vă asuma acest rol administrativ. Cum arătau atunci și cum arată acum școlile din comuna Negreni? Este o transformare majoră la nivel de infrastructură de învățământ. Practic, atunci când eu am predat pentru puțin timp, infrastructura era cea veche, cea moștenită de pe vremea regimului trecut. Astăzi totul se duce spre digitalizare, spre modernizare, mobilier, de condiții de laborator și așa mai departe. Avem, încă n-am terminat acest domeniu în care vrem să investim, conștientizăm că cea mai valoroasă resursă pe care o poate să o aibă o comunitate este resursa umană, copiii, actul de învățământ care trebuie să fie de bună calitate, atât material cât și în procesul de învățare, și de aceea suntem hotărâți să facem lucruri mult, mult mai bune și mult la un nivel mult mai înalt de acum încolo. De aceea în perioada următoare va debuta construcția la un nou sediu de școală în satul Negreni, o construcție modernă cu toate dotările la nivel european.
Nu au fost doar școli, ci și dotările aferente, terenul de sport, de exemplu, nu? Da. Primar. Terenul de sport a fost făcut din bugetul local al Comunei Negreni. Ne preocupă să facem în satul Bucea un alt teren de sport, dar am accesat pentru toți copiii, pentru că, din nefericire, a scăzut oarecum populația Comunei Negreni și numărul copiilor și atunci a avut loc și la noi, ca și în alte comunități, acea centralizare în centru de comună și acolo am început demersurile acum 6-7 ani de zile pentru o sală de sport. În sfârșit, cu ajutorul lui Dumnezeu, în această toamnă, când se vor întoarce copiii la școală, sperăm să fie dată copiilor. Inclusiv pentru competiții, pentru care e bună. Suntem acolo o zonă în care nu se găsește o astfel de sală de sport. Noi ne găsim oarecum la capătul județului Cluj, în partea vestică a acestuia. Gândiți-vă că avem aproape 30 de kilometri până în Huiedin, 30 de kilometri până în orașul din Bihor, în Alejd. Suntem oarecum într-o zonă și binecuvântată, pentru că se vine dinspre Stâna de Vale, dinspre Remeți, se vine dinspre Bihor, prin Borod, se vine dinspre Sălaj, dinspre Zalău, apoi din comunele Poeni, Săcuieu, comuna Ciucea, deci se vor putea organiza competiții. Cred că va fi un mare plus de valoare pentru sport, pentru o educație sănătoasă a copiilor. Și aș vrea să vă spun că mai sunt câteva componente care le-am accesat prin fondul de mediu. Nu se poate să ai cătune atât de îndepărtate în comună fără să ai un iluminat public de calitate, de siguranță. Vorbim de LED, pentru vorbim și de grija față de mediu. Este un proiect care deja este în implementare și un alt proiect care acum ne pregătim ca să-l accesăm și să sperăm că vom avea șanse de reușită. De asemenea, avem un proiect tot pe fonduri europene cu panouri fotovoltaice care vor asigura o putere instalată oarecum egală cu consumul pe care îl avem acum în comunitatea noastră în ceea ce privește iluminatul public, consumul instituțiilor, al școlilor și așa mai departe. Și sperăm că legislația se va schimba, se va îmbunătăți. Nu putem pe legislația actuală să devenim prosumatori, dar pentru noi, sincer, este suficient ca să nu ardem atâta lemn cu încălzitul. Este suficient dacă vom putea deveni producători de energie pentru consumul comunității noastre. E o chestiune foarte interesantă. Am vorbit despre cei mici grădinițe, am vorbit despre școli, am vorbit de sală de sport, însă există și o altă investiție care permite locuitorilor, pentru că asta face parte din viața, asta încheie viața, să se despartă în condiții decente de cei care pleacă înapoi la Dumnezeu, la Tatăl Ceresc. O capelă mortoară, nu mai trebuie oamenii să își țină persoane decedate în familie, în curte, în casă. Da. E ceva care îngăduie ca și tristețea să fie trăită cu demnitate. E și acesta un pas în față pe care l-am realizat împreună de la gândul de a avea o astfel de capelă. Ne uitam acum câțiva ani în orașe unde existau aceste facilități. Iată că am ajuns să o implementăm după câțiva ani de muncă. Avem o capelă ultramodernă cu instalație frig, camere vortoare cu două locuri, o sală relativ mare, încălzită și afară iar o terasă unde atunci când în mormântările sunt de o dimensiune mai mare, cei care asistă pot fi într-un anumit scut acolo pentru a-și petrece pe ultimul drum sau în ultima situație pe cei dragi. Ceea ce e foarte, foarte important, pentru că, așa cum spuneam, trebuie să existe decență și demnitate și în această situație. Și dă o notă de eleganță de acest lucru care am reușit să-l facem împreună. Aș vrea să mai discutăm de încă o investiție care a apărut în ultima perioadă în Negreni. Este vorba de bazinul de apă. E o investiție necesară pentru a susține dezvoltarea comunei, pentru că ce s-ar face o comunitate în care nu ar avea acces la acest element fundamental pentru viață, nu apa?
cum anume a fost realizată această investiție? De unde au venit banii, care e capacitatea bazinului? Este unul dintre numeroasele proiecte pe fonduri guvernamentale, un proiect greu care însumează circa 4 milioane de euro și pe care noi n-am fi avut niciodată posibilitatea să îl realizăm din bugetul local. Avem gospodăria de apă undeva în zona târgului cu circa 200 de metri liniar de drenuri subterane. Avem stația de tratare a apei, avem pompele, traseul care duce până la bazin, unde am judecat noi atunci împreună cu proiectanții să fie la o altitudine rezonabilă, pe principiul forțelor gravitaționale, legea lui Arhimede, nu vă întrebați mai mult că nu sunt atât de priceput pe domeniul tehnic, dar să utilizăm cât mai mult forța gravitațională și să facem economie la pompele necesare, să nu consumăm pe viitor mult curent. Această investiție s-a concretizat și cu bazinul de apă din zona numită Osoele. În prezent, viceprimarul Daniel a coordonat un proiect complementar care va prelua pentru cei din zona noastră știu despre ce vorbim, va prelua cioroiul râturilor, bazinul existent de peste 40 de ani și cu o stație de tratare la fața locului și cu pompe vom duce această apă tot în bazinul pe care l-am construit pentru celălalt obiectiv. Pentru că încercăm să asigurăm din mai multe surse astfel încât această investiție să nu fie la un moment dat să intrăm într-o zonă de secetă și să nu avem apa necesară. Ceea ce e foarte important pentru comunitate. Foarte important. Și la acest proiect despre care vorbea domnul primar, sperăm că se încheie toamna asta, deci finalizăm acest proiect cu apa, iar despre captarea secundară de care vă vorbea de sub râul râturilor, va fi un nou proiect de extindere la care lucrăm, deja este proiectată lucrarea, suntem în stadiul de obținere a vizelor și pe lângă ceea ce a fost implementat în acești ani, avem în vedere o nouă extindere a rețelei de apă în comună cu zonele care n-au fost prinse în primul proiect. Sigur, aici cu anumite excepții, acolo unde traseul întâlnește fondul forestier, a trebuit să ne retragem. Normal, pentru că până la urmă vorbim și de grijă față de mediu, așa cum spuneam anterior, da. Însă nu aș vrea să încheiem această emisiune fără să mai vorbim despre o investiție importantă, cea în dispensar, pentru că până la urmă accesul la îngrijiri medicale reprezintă, să spunem, o condiție sine qua non a unui trai într-o comună pe europeană, așa cum am spus la începutul emisiunii. Sunt două investiții oarecum paralele și aș vrea să spun pentru cei din satul Negren că vechiul internat în care era medicul de familie și cu farmacia unde se găsește poșta, poliția și unde era până nu demult și grădinița, respectiv un laborator de biologie, chimie. Această construcție intră în renovare pentru îmbunătățirea performanței energetice tot pe fonduri europene. Oarecum se impunea un nou sediu pentru un nou dispensar medical, care această finanțare am găsit-o tot în Guvernul României, în PNDL 2, este finalizată, avem cele mai bune condiții, atât ca și dotări, cât și aparatură. Sus, la momentul respectiv, cu proiectanții și cu Consiliul Local Negrene, am gândit două apartamente, în ideea că, fiind în zonă mai îndepărtată, să vină medici specialiști să locuiască la noi, iar în spațiile pe care le avem acolo, printr-o măsură în colaborare cu Ministerul Sănătății, vrem să facem un centru comunitar integrat, ceea ce presupune angajarea unui asistent medical comunitar
Și acest proiect va include și o mașină electrică, pentru că în proiectele celelalte avem și stație electrică în comunitatea noastră, va presupune o mașină electrică cu care acest asistent medical comunitar să se ducă în toate zonele comunei pentru a asigura persoanelor vulnerabile asistența primară. O injecție, un tratament, o rețetă, în colaborare cu doamna doctor, în colaborare cu medici de specialitate. Și aceștia sunt primii pași concreți. Procedurile există și în alte comunități din toată Uniunea Europeană. S-au implicat autoritățile sanitare și e vorba de o practică normală. Va fi absolută nevoie de aceste dispensare, aceste centre comunitare, și un vis pe care îl avem de mai mulți ani, dar n-am avut infrastructura necesară, este un centru medical de permanență. Pentru că funcționează foarte bine în județul Bihor, în comuna vecină Bratca, funcționează și în alte părți și cred eu că acesta va fi preambulul unei asistențe medicale de cea mai bună calitate. Se va face și spitalul de urgență la Florești, este binevenit, dar până acolo mai este cale lungă, însă noi am făcut pași concreți care... Investiții au fost făcute în noul dispensare lângă centrul de informare turistică, nu? Care de asemenea este o inițiativă administrației. Serviciile medicale trebuie să vină în viitor cât mai aproape de cetățean. Serviciile medicale și acest proiect de asistență comunitară, așa cum îi spune, funcționează de mult timp în statele Uniunii Europene, este foarte apreciat și se investește constant în această componentă. Deci iată că și noi am anticipat această mișcare și dorim să aducem serviciul acesta cât mai aproape de bolnavi. În zona centrului civic, deci acolo vorbim de dispensar, de terenul de sport, de sediul Galului. Vorbim de noul centru de informare turistică și de noul sediul primăriei. Se conturează un centru de servicii și de pentru cetățenii comuni. Grădinița cu program prelungit, funcționează și sediul grupului de acțiune locală prin îngăduința celorlalți 12 primari, pentru că suntem 13 comune în acest grup de acțiune locală. Se conturează un centru civic și am depus pe finanțare europeană și un proiect pe măsura DR28 de 1 milion de euro pentru asfaltarea acestor zone de centru, atât în satul Negren cât și în satul Bucea și drumul pe lângă capelă, deși să știți că am plecat cu un handicap oarecum în ghilimele de 20 de puncte. S-a dorit la nivel național o uniformizare a zonelor și mă refer aici la Moldova, la zona Munteniei cu Transilvania și atunci regiunea de nord-vest din care noi facem parte a fost văduvită de 20 de puncte la acest proiect. Deci am plecat cu un minus de 20 de puncte. Da, am intrat în luptă după o consultare cu specialiștii cu care lucrăm, o aprobare a Consiliului Local și vom vedea rezultatul. O comună modernă presupune și siguranța cetățeanului. Sunt sisteme, de exemplu, de supraveghere cu camere. Există și o problemă legată de asigurarea unei salubrități corecte în comunele moderne. Care este situația în Negrene? Am înțeles că au fost discuții pe aceste teme. Da, vedeți, viața în Uniunea Europeană presupune un anumit element care se traduce prin siguranța cetățeanului. Tot auzim, este Cluj, fundamental. Napoca este în ultimul top, în poziția a șaptea, ca cel mai sigur oraș din Uniunea Europeană. Deci, componenta de siguranță este esențială pentru viitorul nostru, a copiilor noștri și a noastră ca și societate. De aceea, în Negreni, în cadrul acestei strategii de siguranță comunitară și ordine și pază, am început acest proiect de implementare a monitorizării traficului, a monitorizării acțiunilor care se desfășoară în sensul de a asigura siguranța cetățeanului. Și a bunurilor lor. Vreau să fac această precizare în emisiune că acest sistem nu este îndreptat cu niciun fel împotriva cetățenilor, ci este pentru binele lor. Aceste camere supraveghează tot ce se întâmplă și ele pot fi accesate doar în condiții stricte, bine reglementate, în caz de
accidente, în caz de furturi, în caz de tâlhării. Pățește ceva, doamne frește, un copil. Sau... Da, da. Mai ales că avem și aceste târguri în comuna noastră, unde prin strategia și prin avizele care le obținem la târg, suntem obligați să instalăm astfel de sisteme de monitorizare pentru a spori gradul de siguranță. Și în viitor dorim să mai achiziționăm astfel de sisteme și aici aș vrea să fac o precizare că vom achiziționa un sistem de camere mobile care nu vor fi fixe, nu poziția lor nu se va ști, pentru a monitoriza salubrizarea comunei. Observăm că avem anumite locuri vulnerabile unde se aruncă gunoaie, vrem să încheiem cu această etapă din comuna noastră, vrem să salubrizăm cât mai mult, să avem o politică corectă față de mediu. E până la urmă o componentă fundamentală, pentru că nu putem să vorbim despre o comunitate modernă dacă ne trezim că vor crește munți de gunoaie la marginea acelei comunități. Înseamnă și amenzi date pentru comunitate pe care le plătesc și cetățenii de bună credință și este mai bine să fie prevenit o astfel de situație decât să fie remediată. Nu mai este nicio scuză. Ce spunea Daniel înainte, numai dacă vrem standarde europene, nu mai avem în momentul de față scuze ca să umplem pădurile și văile cu gunoaie. Pentru că acum se duce mașina de salubritate în orice cătun. Deci nu mai este nicio scuză. Nu că înainte ar fi fost una justificată. Iar în ce privește camerele, că s-a născut din nou o dispută acum în campania electorală și amplasamentul acestora a fost condiționat, pentru că sunt obținute tot pe fonduri europene, tot de corespondența cu domeniul public. Deci nu poți să pui o cameră pe domeniul privat, pe un drum privat. Ca să lămurim o dată. Și aș vrea să completez nici aici. Nu poți să investești în absolut nimic, niciun leu public în ceea ce nu e al comunității. Sistemul de monitorizare prin camere încă nu a fost dat în folosință, n-a fost recepționat și vreau să asigur pe toți cetățenii comunei că nicio cameră instalată pe domeniul public nu va cuprinde și nu va filma în domeniul privat nici una dintre locuitori. Ele au prin soft acel sistem în care blurează toată zona care este privată și înregistrează doar pe domeniul public. În urmă, ce-și face omul în curtea lui este treaba lui, exact. Dar și ceea ce se întâmplă pe domeniul public este treaba noastră. Aceste lucruri sunt foarte bine și strict reglementate prin legea 333, prin regulamentul Uniunii Europene cu privire GDPR, la accesarea la folosirea datelor cu caracter personal. Nu se poate, adică nu, nimeni nu poate să încalce nimeni legea. Sau dacă vă va încălca, va plăti va răspunde. Greu, da. Iar în cadrul școlilor și a grădinițelor și a celorlalte structuri de învățământ avem camere de monitorizare în curte și așa obligatorii de multă vreme. Și în sălile de clasă. În sălile de clasă. Deci este o școală dotată. Ceea ce e foarte bine, pentru că previne multe acte regretabile, sigur, pe care le vedem întâmplate în alte comunități. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în această emisiune și vă invit cu mare drag să vă mulțumim. Vă mulțumim frumos. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Vreau să vă transmit faptul că în data de 9 iunie noi suntem suverani, de noi depinde viitorul comunităților noastre. Avem ștampila votat cu care vom decide cine și cum va conduce comunitățile din care facem parte, indiferent că vorbim de comunitatea locală, comunitatea județeană, dar și comunitatea mai largă, marea familie a Uniunii Europene. De aceea, ca buni cetățeni, avem datoria să mergem la vot și să exercităm acest drept, dreptul de a alege, în conformitate cu conștiința noastră. Suntem singuri în cabina de vot, noi decidem cui încredințăm puterea pentru următorii 4 ani, dar treaba noastră este să mergem la urne. Vă mulțumesc tare mult, vă îndemn să ne vedem la urne în data de 9 iunie, până atunci ne vedem pe net la Via Cluj TV. Vă mulțumesc încă o dată.